Neața! Ne-am trezit astăzi, într-o duminică destul de friguroasă de noiembrie. Mergem la Mănăstirea Plăviceni cu verișoara Irina și cu bunica mea. Încă nu stă mașină să vor urca și ele. Să vedem ce-i pe acolo. Am auzit că sunt osemintele lui Mihai Viteazu la mănăstire acolo. Trecem printr-o pădure destul de lungă, cu gard electrificat pe dreapta. Cu căprioare, am văzut căprioare. Uite cum arată în față. Uite aici cât am mai turma de căprioare. Ia uite, uite ce rupă aici. Uite-l. Stai că am oprit fix în copac. Uite-l aici, uite-l. Așa, când vedeți, are dita mai coarne. Are coarne. Și că e ren, ești nebun la cap cum arată. Da, destul de greu de văzut, dar e acolo. Mamă, ce coarne are. Auzi, dar nu este lopătar, tu. Da, lopătarul are coarnele mai late. Oricum e interesantă treaba. Are Dana. Am participat la slujbă, e un schit mic, de fapt o bisericuță, schit se numește, aici, și mănăstirea mare e în partea cealaltă, acolo, o să mergem să filmăm și acolo, și o să pun și niște imagini din dronă chiar acum. În locul ăsta s-au găsit osemintele lui Mihai Viteazu, să mergem probabil să vedem și noi racla în care sunt depozitate osemintele și na, o să dăm o tură pe aici. Dacă nu mă înșel, cred că suntem și invitați la masă, ca așa a zis părintele în biserică. După slujbă, părintele ne-a invitat la masă, n-am vrut să filmez acolo, dacă vedeți în fundal se vede ceva, sunt oameni acolo la masă, am mâncat mâncarea de post. După fiecare slujbă, dacă veniți aici, o să fiți invitați la masă, pentru că e mănăstire și așa se obișnuiește în mănăstiri. Chiar e ceva special, nu știu, frumos. Au panouri solare pentru producere de electricitate, ca aici în mijlocul câmpului și al pădurii dăm de electricitate. Ia uite. Mergem să ne arate părintele acum unde este Mihai Viteazu. Și acolo, părinte, ce ați avut? Animăluțele? Avem, nu, acolo avem o sală de mesă. 250 de persoane. În partea dreaptă aici avem cu ajutoare de alea care bucătăm cu vasă mare. Aici am fost noi de a ne arăta, da.
scaunele. Da, sunt mese și scaune. Sunt două rânduri de mese. Aici, eu nu mai țineam minte. Acolo în stânga avem pahare, farfurii. Da. Veselă. E asta făcut când vine lume multă. Când este hramul și când e... Când e lume multă, da. E liniște mult, da. Hai să tulburăm. Ce păcat că au scrijelit pereții. Da, păi a fost părăsit aproape 200 de ani. Da? Așa că în perioada asta... Dar oare eu mă întreb cum am ajuns până acolo sus să îi scrie și să îi... Da... Mă rog. Și a rezistat atâta timp. Deci a fost mult? Este, încă. Da, o să vinite sunt acolo, Vornicul Dragomir, doamna Elina. Deci Dragomir Vornicul e văr cu doamna Stanca. Se trăgeau după mamă din Crețulești. Crețulești, mare buie de la București. Și a fost discumat de cererea monumentului istoric și a luat cercei și cu brățara și cu sigiliu. Vornicul Dragomir avea un sigiliu. Că a fost omul din Crete, numai din Basarab. Și le-a dus la Alexandra, la muzeu. Iar o simte le-a lăsat încă aici. Da. Noi ne-am umblat la ele, de când am venit. Noi suntem 2002 aici. Da. Ne-am umblat la ele. De-aia, pe rând, de jos, aici sunt în pictură, unde sunt scriviați, sunt boieri din neamul Crețulescu. Deci, unul de ori cu Dragomir, împreună cu care a fost biserica asta. Da. Și e sfințită exact în perioada în care o simte lumea evitează de spart de la Alba Iulia, și-a dus în Valahia Transalpină. Deci, acolo avem Besania, unde spune clar când a fost simțit despre nu mai era niciun pic de interes. Nu mai gândea nimic să vă mai reface mănăstirea, da? Dumnezeu face, nu noi. Și atunci când vrea El, legea fie să... Sus avem... cum se cheamă asta? Scenete, scenile astea de... Care vedem sus, cu minunile Arhanghelului Mihail doar. Ceea ce denotă faptul că mănăstirea a fost închinată doar Arhanghelului Mihail. La Stavropolis, în București, zice că mai sunt minunile Arhanghelului Mihail pictate în biserică, deși nu are hramul Sfântul Arhanghelului Mihail. Dar asta, fiind făcută în cinstea voievodului Mihail Viteazul, de către doamna Stanca, care a venit Dragomir Vornicu, a făcut biserica asta peste cea lui doamna Stanca și a păstrat hramul. La intrare la Proporniță, din cu acela intrare în biserică, deasupra, dacă sunteți atenți, observă, tot Arhanghelul meu era pictat. Iar din cu acea din neagră, Arhanghelul meu, mare intrare la Mușul de Andrei, aici trebuie să-l țin la Arhanghelul meu. Da, și în picit, când e pictorul, sus în dreapta, da? Și sus, tot cu aici, sus, la Arcadie, tot Arhanghelul meu. Este alte biserici, au alte scene, dar asta fiind închinată de Arhanghelul Mihail, a rămas. Face slujbe și aici, mai rar, dar cam dată. La început, când am făcut biserica cealaltă aici, rugam și iarna și înghețau și în ureche, și în apă, și toate. De multe ori făceam, puneam cărbun într-o tavă ca să ne încălzim la este jratic de la. Pentru că deasupra era gol, de cer. Baza a fost albastră limitea și apoi au pitat peștul, baza albastră. Nu, aici a dat cumva, peste ele. A dat peste ele. A dat special ca să nu se uite sfință la ei când stau aici. Că ea ținea alocată plăt pentru oamenii care lucrau prin zonă, pentru cei care erau cu animalele. Și specialiștii au spus că varul ăsta foarte ușor îl decapa și rămâne pictura originală și va fi salvată, 350-400 de metri de pictură. E valorat, fiindcă e cea originală de la 1647-1648. Da. Când am fost făcută mănăstirea, da. Ce pictură să reziste sute de ani. Ce turla a fost dată jos. Ne-a făcut la pe schelet de lemn. S-a făcut acolo injectări, nu mai este pericol de a se mai dărâma. Dar a stagnat, pentru că
noi ne certăm în loc să facem treabă în politică, da, în țara noastră. Oamenii sunt speriați, mai știu de ei. Păcat. Iar politicienii... Da. Dați voie să intru? Aici zici că a fost piciorul, a fost alunul în care doamna Stanca s-a ascuns, spune legenda. Cu doamna Stanca s-a ascuns într-un alun, iar când a făcut biserica, pe trunchiul alunului a făcut Sfânta Masă. Și aici era locul unde s-a păstrat și când a făcut de-a bilfonii cu biserica asta care vine noi acum, s-a păstrat locul exact cu... Wow! Aveam un prieten care venea, Dumnezeu să-l mai este, venea să aici cu mine și ziceam, îl întreabă cineva, zice, Părinte Clemen, cum se pare, cum slujești într-o ruină așa? Și că, cum să mi se pare? Când mă rog aici la Dumnezeu, parcă-i simplu cei care au făcut 200 de ani să lucrau în acest loc. Iar la actualul episcopul episcopul nostru a zis în glumă. Cred că sunt singurul episcop care l-a slujit într-o ruină. Singurul care a ajuns într-o ruină, da. Trage-o un pic. Chiar că parcă e o energie specială, așa. Nu știu, e o senzație, așa, e o energie. Este, nu. Adevărul adevărat este că aici s-au plecat mulți genunchi. Da. Și locul a făcut minuni. Dar posibil că din cauza răutăților oamenilor Dumnezeu a îngăduit să se părăsească biserica, dar totuși s-a și răzgândit. Se va reface. Da. Odată ce am ajuns aici, asta a fost și gândul meu când am venit și am avut ruina, m-am speriat întâi, am cugetat un pic și cred că în vreo 10 minute am zis, mă, dacă am ajuns până aici, ca să văd ruina asta, înseamnă că la Dumnezeu că n-am venit așa de Moldova, eu care am fost prin străinătate, am fost prin Placernic, am fost în mănăstiri mari și am văzut lume multe și am văzut călugări mulți. Probabil că ce am acumulat de-a lungul timpului era necesar pentru aici. Cu siguranță. Chiar și sportul care l-am făcut înainte. Și curajul care l-am avut eu, pentru că îți trebuia curaj. Dar eu am zis că aici poți să trăiești natural, poți să te rogi în liniște. E lucrul cel mai indicat pentru un pusnic sau pentru viața de mănăstire, că e departe de sat. 10 km, pe rază 10 km n-ai casă. Ce vrei mai mult și mai bun decât atât. Era, cred că, ceea ce căutam. Și iată că a trecut acum aproape 20 de ani de când am venit aici. Oh. Nu spun că s-a făcut cine știe ce, dar spun că mulțumesc Dumnezeu că am curaj și încă am dragoste și răbdare și poate înțelepciuni ca să duc până la sfârșit viața mea aici. Mi-a făcut și locul de veci. Iar cât va vrea Dumnezeu să facă, să face. Mă rog să-mi dea și ucenici. Dumnezeu le îngăduie pe da, sigur că da. Nu va lăsa locul părăsit de acolo. Nu, clar nu. Pentru mântuirea mea am nădejde, dar vreau să fie și pentru azi. Că asta e mie, dacă nu sunt mântuit noi singuri. Când am venit, gândeam că aici o să fie o comoară, știi? Și mă gândeam că poate găsim la sfinț, vreo bucată de păticică de la vreun sfânt de undeva, un călugăr care fac vărmânii pe aici, care e îngropat pe zona asta, noi am găsit toate semintele de la cei care au fost mărmântați aici, pe care le găsiți cei care au făcut săpăturile arheologice. Și le-am pus în cimitirul, în cimitirul, în două morminte, că erau multe, chiar le-am fotografiat pe aici, când am făcut slujbile pentru reînhumare. Dar cred că minunea este, sau comoara este, o să-mi drumea, evitează, pentru că el oricum e sfânt. Aia este adevărata comoară. El e sfânt adevărat. Chiar ați găsit-o comoară. Noi mai avem unde pivnița să o desfacem, dar încă n-am desfăcut-o pentru că cred că n-avem vremea. Eu nu sunt curios. Dar posibil să găsim și acolo ceva, în pivniță, care e părăsit, a fost sub casa domnească. Nici cei de monumente istorice care au făcut alte săpăturile arheologice, n-au ajuns. Nu au identificat locul, dar n-au desfăcut-o. Nici ei, nu știu de ce. Probabil că era greu de desfăcut sau probabil că n-a vrut Dumnezeu să le arăt gaura pentru să intre. Da, aici cât a stat singură mănăstirea? Aproape 200.
aproape 200 de ani. 800 de ani. Și cu toate astea și este încă în picioare. În ce an e făcută? Terminată, de 1648 a fost sfințită. 1648 a fost sfințită când s-a adus și o semnitul în Haitează aici. A doua jumătate de secol. Au fost luate la Albăirea, cum spunea și necredincioasă. Că el auzise când a picat catedralul lui Mihai Viteazul sub ungul, sub catolic, sub auctul lui. Da, da, da. Și atunci l-au luat asta în secret și sunt văd la Haitea Salpina. Avem documentele astea, noi le-am găsit. Și cu toate astea că se știau că sunt osemintele aici, s-a părăsit mănăstirea, adică s-a lăsat? Nu se știa, nu. El a fost în secret, n-a spus. Deci n-a fost public făcut. Asta zic că n-a venit nimeni să caute și să în 200 noi, de ani? Nu, noi cum l-am găsit acolo, cum era pus, mormântul este zidit. Nu știați? Nu, noi l-am descoperit prin foc. Am făcut acoperișul, eram plecat la Caracal, niște căruguri au făcut, niște frați de mănăstire au făcut focul cu restul de materiale, iar un frate de al meu de mamă, de sânge. I-a spus, măi, dacă vine statul și vede că ați făcut focul în curtea mănăstirii, vă ceartă. Luați alea și dați-le afară, în afara cetății. Și când a luat materialele, restul de materiale, s-a făcut o gaură către mormânt. Și eu cred că e pivnița. Zic, mă, eram preajma hramului din 8 noiembrie și zic, n-avem timp acum să săpăm aici, să vedem ce găsim acolo. Nu, acum avem cu hramul, picasă într-o joie, bă, la hramul ăsta, cred că era luni sau marți. Zic, după ce trece hramul, umblăm acolo. Și a fost joi hramul, duminică a fost iarăși sărbătoare mare și tocmai după luni, după hram, i-a spus, hai să mergem, că mulți dintre ei plecau acasă în Moldova, după 8 noiembrie, acum vine iarna, știi, numai ei. Și am săpat și am găsit o semintele astea, am chemat criminaliști, le-au identificat, le-au fotografiat, am anunțat și episcopia, au fost multe demersuri, au avut istorie pe aici, sau unul dintre ei s-a îmbătat și n-au vrut să mă de băut. Și ce spui că Mihai Viteazul, că era căsăpit, că a fost căsăpit ca un porc, Mihai Viteazul. Și atunci am tresărit, pentru că știam că osemintele astea, de la jumătate în sus, avea coloană vertebrală și puțini oseminte. Mâinile nu mai erau, în clavicule, coastele lipseau. Iar la jumătate în jos era întreg. Acum se spune că ar fi fost altcineva care poate a fost decapitat. Dar Mihai Viteazul să știe clar că din trupul lui s-au luat bucăți din corp, ca da, trofeu. Da. Dar eu n-am știut asta, mă, n-am învățat la școală, să te-am învățat acum, că s-a întâmplat cu chestia asta, ca să mă interesez eu și să umblu și să vorbesc cu istorici și cu fel de oameni. Că 3 ani de zile la pomenie cu scriptura de la Plăviceni, a căror semnite se află în această mănăstire. Și pe urmă, pic cu pic s-au adunat știrile astea, informațiile. La istorici, am avut istorici care au făcut în domeniul lui Mihai Viteazul, și-a dat diploma, chiar unul de la Călugăreni, care vinea mereu pe aici și a avut cărți scrise. Mi-a dat nu știu câte sacoșe de cărți, că și lui îmi plăcea istorie și avea evlav de la Mihai Viteazul și mi-a dat ia și citește, Teoclist, ia și citește. Și le am acolo cărțile toate adunate despre Mihai Viteazul, sunt multe. Și urmea este că nu se combat una cu alta, este important. Adică toate sunt în același lucru. Da. Dacă eu în cartea asta care am cules-o eu și am scris în ea, sunt istorici și unguri, maghiari, care scrie pe Mihai Viteazul, exact ce scriu și ceilalți. Deci dacă ei spun așa, care erau dușmanul lui Mihai Viteazul. Că așa e. Mai rău? Foarte frumoasă povestea, foarte interesantă ce am aflat. Da, ca să vezi, adică s-a aflat de mormânt. Poate că o să îngăduie Dumnezeu să exact atunci, de hram. Să se refacă locul ăsta, că e super frumos. Și ăsta e locul unde s-au găsit. Așa? L-am gândit ca să nu mai calci nimeni pe acolo când a fost. El ar trebui simplificat un pic. Să dăm... Noi l-am acoperit ca să nu treacă nimic pe aici. O să încercăm să investim ceva, să-l facem mai frumos și mai bun. Locul trebuie să rămână sfânt. Da. Să fie cinstit. Asta e. Mi-a zis ceva să mai sap mai în jos. Poate mai găsi ceva. Acum nu mi-a venit, dar probabil că la vară, la primăvară, când vom umbla, la modificăm mormântul să facem mai frumos, să mai săpăm. E pe bun. Da. Mulțumim tare mult! Mulțumim pentru tur și să ne revedem cu bine, ce să zic. Hai să schimbăm telefoanele. Schimbăm, gata. Schimbăm telefoanele. Da. Mulțumim că v-ați uitat la vlog. Nu uitați să dați un like, un subscribe și să fiți la curent ce mai postez.
Nu uitați că în fiecare zi e sezonul explorării. Uite ce erbă. Doi sunt. Să uite, da. Nu, ce trebuie.